De la ora 21:40 pe HBO rulează filmul Domnișoara Cristina cu Tudor Aron Istodor, Maia Morgenstern și Ioana Anastasia Anton. Producția este o ecranizare modernă, extrem de stilizată, a binecunoscutei nuvele cu același nume scrisă de Mircea Eliade. Prins între dragostea imposibilă de dincolo de moartea domnișoarei Cristina și cea pământeană pentru Sanda, logodnica lui, tânărul Egor luptă pe tărâmul alunecos dintre vis și realitate. De la ora 22 pe Antena 1 puteți urmări filmul Vampire Suck. Producția este o parodie a filmelor cu vampiri, unde adolescenta Becca se află prinsă la mijloc între doi băieți care dețin diferite secrete. Când ea și prietenii ei se luptă cu o serie de drame, totul se agravează. The bigger the hit, the harder it sucks. Jacob, why did you just take off your shirt? My contract says I have to every 10 minutes of screen time. You know who we are, don't you? You're the Black Eyed Peas. Why does everyone always think we're the Black Eyed Peas? Jacob, run! A chihuahua? Vampires suck. Edward! Edward! Where? Edward, we love you. You're the best. No, Jacob's the best! Pe Pro TV de la ora 20:30 puteți urmări Triple X 2 The Next Level, un film de acțiune cu Samuel L. Jackson, Ice Cube și William Dafoe. Producția este o continuare a blockbusterului din 2002, când vântul schimbării politice se simte pe holurile Capitoliului, de vreme ce un președinte popular este ținta unui asasinat pus la cale de către un grup de radicali cu păreri diferite, care sunt infiltrați adânc în guvernul Statelor Unite ale Americii. Doar doi oameni pot face diferența dintre anarhie și libertate: Augustus Gibbons și soldatul decorat din Special Operations, Darius Stone. The last triple X, it's ski, surf, do all kinds of cool stunts. He's dead now, so things are gonna be different around here. You need anything? Anything? From the director of Die Another Day. To deal with these guys, I'm gonna need some serious gear. They're gearing up for World War IV. He's one man. What can one man do? Prepare for Triple X 2, The Next Level. De la ora 23:50 pe TVR1 puteți urmări filmul Border Town cu Antonio Banderas, Jennifer Lopez și Martin Sheen. Lauren, o jurnalistă cu temperament pasional și înfocată de crezul în meserie, se îndreaptă spre Juarez, un orășel mexican de lângă granița cu Statele Unite, pentru a investiga o serie de crime misterioase comise asupra unor femei ce lucrau într-o fabrică. Pe măsură ce jurnalista descoperă sute de victime, câștigă încrederea muncitorilor din fabrică, care își pune viața în pericol. This story could save her life. They will kill you. I will find this man. De la ora 22 pe National Geographic Channel puteți urmări documentarul Evacuați Terra. Producția analizează posibilitățile omenirii de a supraviețui în cazul unei amenințări cu extinția. Se iau în calcul necesitățile transportului către alte planete și modul de adaptare al populației: aerul respirabil, forța gravitațională, hrana și refacerea vieții în general.
Ciclonul polar care s-a bătut asupra estului și sud-estului României a afectat și județul Buzău. Deși nu a nins abundent, pe șosele au fost numeroase probleme încă de dimineață din cauza vântului puternic care a viscolit zăpada. Drumarii au acționat aproape fără oprire, în special în zona Râmnicu Sărat, unde viscolul puternic a format suluri de zăpadă pe partea carosabilă și a redus mult vizibilitatea. Cea mai afectată șosea a fost drumul național 22, care leagă Buzăul de județul Brăila. Deși au acționat cu material antiderapant și utilaje, drumarii au reușit cu greu să mențină carosabilul în condiții de siguranță datorită viscolului care a adus zăpada de pe câmp pe drum. În aceste condiții, prefectura Buzău a decis ca, începând cu ora 9:30, să restricționeze circulația mașinilor mai grele de 3,5 tone pe drumul național 22 Râmnicu Sărat, Boldu, Balta Albă, Băile. Probleme au fost și pe drumul european 85 între Râmnicu Sărat și Buzău. Utilajele Direcției de Drumuri Naționale au acționat în permanență pe acest tronson de drum, astfel încât să mențină practicabilă partea carosabilă. Deși niciun drum național din județul Buzău nu a fost închis, drumarii recomandă în continuare șoferilor atenție sporită pentru că sunt porțiuni pe șosele umede. Viscolul puternic a creat probleme și școlilor din 3 comune din județul Buzău. Autoritățile buzoiene au decis încă de dimineață să închidă unitățile de învățământ din Balta Albă, Vâlcelele și Cea Roseti, elevii din aceste localități având astăzi doar cursuri online. Doi tineri au fost răniți grav după ce s-au răsturnat cu un camion încărcat cu piatră în comuna Cavadinești. La sosirea echipajelor de intervenție, cele două victime erau încarcerate, dar conștiente. Un tânăr în vârstă de 26 de ani a suferit un traumatism toracic. După ce i s-a acordat primul ajutor la fața locului, acesta a fost preluat de un elicopter SMURC și transferat la Spitalul Județean de Urgență Galați. De asemenea, o tânără în vârstă de 21 de ani a suferit un traumatism de coloană lombară. Aceasta a fost preluată de un echipaj de ambulanță, fiind transportată la spital. După accident, traficul a fost blocat în totalitate. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Lucrările la pasajul Frumoasa vor fi gate în această toamnă. Primarul Mihai Chirica a transmis că luna septembrie pasajul va arăta ca nou. Acesta a subliniat faptul că la nivelul structurii de rezistență a pasajului propriu-zis sunt făcute intervenții complete de consolidare. Se vor monta plăci de granit, antiderente, va fi montat un nou sistem de iluminat și vor fi amplasate panouri publicitare. În privința scărilor de acces, acestea vor fi reparate și placate cu granit și vor fi montate copertine, un sistem de iluminat, un sistem de monitorizare video, precum și scaune mobile pentru coborârea și urcarea persoanelor cu dizabilități. La rândul lor, zonele de acces în pasaj vor fi reparate și amenajate cu plăci din granit. Pasajul pietonal subteran Frumoasa are o lungime totală de 40 de metri și asigură subtraversarea unui pachet de 3 linii de cale ferată între cartierul Nicolina pe strada Libertății și cartierul Frumoasa pe strada Cetățuia. Astăzi vremea se va răcori și în jumătatea de sud a teritoriului, astfel că la nivelul întregii țări, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru mijlocul lunii septembrie, cu maxime ce se vor încadra între 21 și 29 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și pe litoral. În capitală, valorile termice în scădere față de ziua precedentă se vor situa în jurul celor normale ale datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade Celsius. La munte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. Valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent. La mare, vremea va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 23 de grade Celsius, iar cele minime între 14 și 16 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 24 de grade Celsius.
Cine face show? Cine face spectacol? Cine face scandal? Cine face senzație? Afli din 22 iulie, ai Liga 1, Liga Dulce Sport și Dulce Sport HD.